Sâmbătă, producătorii locali își vor expune bunătățile, iar ieșenii sunt așteptați să guste din roadele de prisacani. Să suntem la prisacani, începem cu roadele de prisacani, o festivitate care este la 8-a ediție, unde producătorii locali își expun rodul muncii de peste vară, dacă este un fel de o zi a recoltei locală, în care avem legumicultori care își aduc produsele lor, avem cei care au procesat ceea ce au cultivat peste an, avem producători de mieri de albine, avem cei cu pepeni și așa mai departe. Și alți invitați din câteva localități adiacente, din comune apropiate, care vă zic cu produse. Duminică, locuitorii comunei sunt așteptați să participe la Festivalul Național de Folclor Mugurașii. Iar duminică avem un festival la 8-a ediție care se cheamă Mugurașii. Este un festival de folclor pentru copii. Sunt reprezentați din 8 zone folclorice, din 16 județe și aproximativ 500 de participanți. Este o sărbătoare, așa cum am spus, la 8-a ediție și din ce în ce mai bogată, practic, în evenimente. Festivalul va debuta dimineața cu o paradă a costumelor populare de la școală și până la primăria din Prisecani.